Am adus rama aici la acest troișor. E bine că s-a prins. Îi punem aici rama respectivă. Iar peste 10 zile mai aducem una. Despărțim astea și punem la mijloc. Reginele încep să ouă la mijloc cu cuibului și atunci ar fi normal ca cea căpăcită să fie la mijloc, fiindcă fiind primul avea avans. Băgăm aici și ajutăm să crească ca să poată să intre pe 6 ramene iar. Acum mai pe 3, la 10-12 zile mai aducem una. Așa. Aici avem rama cu miere ca stimulare și punem și acel hrănitor. Îi fac și un mic tratament cu acid. Așa vrem el. Okay. Tratamentul cu acid o să vă arăt în partea asta la altă. Aici. Folosim o cutie de margarină, acid formic diluat la 60 de grade. Și cum efectuăm acest tratament? Deci pe interval folosim aproximativ 2 ml. Noi vom folosi 6 ml. Iată, așa, punem în farfurie. E o metodă mai interesantă decât ce ați văzut pe internet. Folosim acest absorbant. Absorbe foarte bine până la 10 ml. Și facem al doilea tratament la acest. Punem pe rame fără nicio problemă. Iată, punem acest hrănitor, să-l vedeți aici. Albina intră pe dedesubt, pe partea aceasta. Aici vine la mâncare. Aici turnăm siropul. Și îl punem liniștit, fără nicio problemă. Albina va veni la sirop, va primi câte un pic. Fiind micuț, primește un pic. Bun, cam atâta am avut de făcut la acesta. Matca s-a împerecheat foarte bine și acum așteptăm să treacă timp. Voi merge să verific alte roiuri unde vom avea nevoie poate de cuie. Bun.